Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că de mâine cei din urmă vor fi cei din tâi. USD in, rezidenții out. În timp ce dumneavoastră vă certați, populația suferă. După triada incompetenței constând în noi taxe, accize și impozite ce au scăzut la scăderea veniturilor românilor cu 25%, a venit și rândul rezidenților, a burselor rezidenților. Ați ghicit, nu l-a dat, ci l-a luat. Mult promisele burse din decembrie 2012 au fost doar pe hârtie. Când și-au deschis portofelul, pe 15 februarie, rezidenții au văzut același gol imens. Vă reamintesc că la începutul mandatului am propus dublarea salariilor rezidenților printr-un proiect legislativ ce prevedea posibilitatea opțiunii pentru aceste burse și rămânerea 5 ani de zile în țară a celor care optează pentru acest lucru. Am fost surprins și am sperat că atunci când domnul Nicolaescu și domnul Voina au preluat acest proiect, el va ieși corespunzător. Dincolo de faptul că el a ieșit amputat, vedem că bursele au rămas tot pe hârtie. Vă reamintesc că răbdarea noastră nu este fără limite și că nu ne vom uita la nesfârșit cum cei de la ASF câștigă de 133 de ori mai mult decât un medic rezident. Sper ca măcar mâine aceste lucruri să fie luate în considerare, pentru că dacă nu, vă veți opera singuri în această țară. Vă mulțumesc!